pensiile care cresc cu 1300 de lei. Ministerul Muncii a dat vestea cea mare pentru pensionari. Pensionarii din România vor beneficia de pensii mai mari cu 1300 de lei, anunță Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS, Simona Bucura Oprescu. Oficialul a spus și când se vor face plățile. Cresc din nou pensiile pentru români. Anul trecut, Ministrul Muncii anunța creșteri importante ale pensiilor începând cu 1 ianuarie. La începutul acestui an, veniturile seniorilor au fost indexate cu 13%. Astfel, de la data de 1 septembrie, aproximativ 4 milioane de pensionari au beneficiat de o creștere medie de 620 de lei. Ministrul Simona Bucura Oprescu a anunțat că pensiile vor crește și anul viitor. Potrivit oficialului, pensiile vor crește cu încă 8 lei pe punctul de pensie. În cadrul unei conferințe recente, Simona Bucura Oprescu a subliniat că reformele recente din sistemul public de pensii au dus la o creștere media pensiilor cu 40% în ultimul an, ceea ce înseamnă că sistemul devine din ce în ce mai echitabil. În plus, aceasta a precizat că, până în 2029, pensia media ar urma să ajungă la 810 euro, echivalentul la aproximativ 4.000 de lei, în timp ce pensia minimă ar putea atinge 415 euro. Această viziune pe termen lung vizează atingerea unei stabilități financiare mai mari pentru pensionari, cu o creștere estimată de 1300 de lei față de valoarea actuală a pensiei medii, calculată în luna august la 2792 de lei. Am crescut în ultimul an pensiile cu 40 de procente, în medie, ca urmare a celei mai mari reforme a sistemului public de pensii. Am adus echitate, am răsplătit contributivitatea, a declarat Bucura Oprescu. O nouă metodă de calcul Începând cu 2025, un nou sistem de calcul al pensiilor va lua în considerare veniturile realizate în sistem de acord global, care recompensează angajații pe baza performanței și realizărilor profesionale. Daniel Baciu, șeful casei de pensii a explicat că acest nou tip de pensie va aduce beneficii suplimentare pentru pensionarii care au lucrat în acord. Astfel, cei care au fost remunerați în funcție de realizările individuale vor putea să-și crească valoarea pensiei prin recalcularea care ține cont de toate veniturile acumulate. Pensiile românilor de la 1 ianuarie 2025. Începând din ianuarie 2025, pensiile vor fi majorate cu 12%, a anunțat șeful casei de pensii, Daniel Baciu. Aproximativ 5 milioane de pensionari din România vor beneficia de această indexare un pas semnificativ pentru susținerea nivelului de trai al seniorilor, în contextul creșterii constante a costurilor de viață. Baciu a explicat că această creștere se va baza pe rata inflației din 2023 și va fi aplicată la valoarea punctului de referință. Datele trebuie să vină în mod oficial de la Institutul Național de Statistică, dar niște calcule preliminare, estimative ținând cont că se știe foarte clar cât a fost inflația în anul 2023. Știm deja că ne situăm undeva la o majorare a punctului de pensii, simplicita valorii punctului de referință, în jurul procentului de 12%.